Dragii mei, cinefili de la Antipozi, săptămâna asta m-am gândit să fiu mai racord ca niciodată, pentru că în weekend, la televizor, vom vom revedea Secretul lui Bacchus. Am zis să vă vorbesc puțin despre el. O comedie care e inclusă în primele 20 dintre cele mai văzute de-ai noștri. Și nu numai. Făcută în 1984, de fapt o aluzie la celebru Ștefănescu, care făcea niște vinuri contrafăcute. Da. Și se pare că s-a îmbogățit, ceea ce l-a enervat pe Neanicu, a fost arestat și chiar executat. Nici mai mult, nici mai puțin. Din toată această întâmplare, însă, au vrut să dea și un exemplu, tratat cu multă ironie, aș spune și cu o doză de cinism, atunci când Titus Popovici s-a înhămat la un scenariu pe care avea să-l ecranizeze Geo Saizescu. Sigur că Titus și-a putut permite chiar câteva abateri de la cenzura timpului și să strecoare inclusiv un catren al lui Păstorel. Băbeasca place mult la tineri, pe când feteasca la bătrâni. Dar nu numai atât. Pentru rolul principal, din capul locului, a fost gândit Mihăilescu Brăila, un actor senzațional și care întruchipa în momentul respectiv, să zicem, responsabilul de afaceri mai mult sau mai puțin curate. Inițial exista și un fiu al afaceristului, dar s-a interpretat că ar putea fi o aluzie la Nicușor Ceaușescu, așa încât a fost lăsată doar o fiică pe care o chema Gloria și vrea neapărat să se facă actriță. Cine a vrut a văzut că aluzia era de data aceasta la fiica răposatului, adică a lui Gheorghiu Dej, Lica, nu? Lăsese să facă o carieră cinematografică și chiar îi reușise parțial, nu fusese ea în Deaș fi Harapalb a lui Gopo chiar o zână, doar că n-a avut noroc. Filmul a apărut după ce papa tocmai murise, drept care au șters-o de pe afiș. N-au putut și de pe film. Nu erau atât de experți ca mai târziu. Pe scurt, povestea se învârtește în lumea afaceriștilor, dar și a unui ziarist foarte cinstit, interpretat de Emil Hosu, care, săracul, e nevoit la sfârșit să facă și o adevărată pledoarie pentru morală. Da, morala comunistă. Gheorghe Dinică a luat un premiu acin pentru personajul său, mai mult decât duplicitar genial, cum numai el știa să facă așa ceva. Prin urmare, filmul distrează în continuare în aer liber sau la televizor, fără să se știe prea multe despre el, dar m-am gândit că e util să nu uităm puțin să vedem cum se transformă totul într-o demonstrație. Așa nu. Știți că de aici pornea și povestea de la reconstituirea, nu? Era un filmuleț care se făcea ca nu cumva tinerii altădată să mai îmbete și să se mai căftescă. Sau de la Marele Jaf comunist, nu? Și acolo exista tot așa un filmuleț făcut de Calotescu. Nu, 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 să nu furați! Și mai ales nu dintr-o bancă, deși nu au fost găsit niciodată cei direct implicați. Pentru că am decis ca pentru această săptămână să ne mutăm pe comedii, un serial care a debutat în 2015, e deja la al șaptelea sezon și se cheamă Grace și Frankie.
Marta Kaufman a inventat personajele și tot ea este cea care ne-a adus Friends. Numai că acum ne-a adus două prietene spre septuagenare, octogenare în realitate, minunata Jane Fonda, care să nu uităm că a jucat în două filme care în România au fost extrem de cenzurate, și anume Întoarcerea acasă, toate scenele sexy, pac, afară, și Sindromul chinezesc, care nu s-a mai chemat decât Sindromul. Vă invit să le vedeți ca să înțelegeți mai bine cum stau lucrurile. Partenera ei din Grace and Frankie este Lily Tomlin, da, a jucat într-un Adio Charlie, dar și recent, tot în 2015 la Sundance, am descoperit-o în Bunica. Ba chiar am avut privilegiu să fim fardate de aceeași echipă înainte de a intra fiecare cu filmul său pe scenă. Ea, în competiție cu un lung metraj adorabil despre generații, iar eu cu Chuck Norris vs. Comunism, unde eram parțial personaj. Cele două vor avea o surpriză, da, când spun asta categoric a fost o surpriză, pentru că Martin Sheen, care este soțul în film al lui Jane Fonda, dar știm pe Martin Sheen, nu, de la The West Wing, adică a fost chiar președintele Americii pe micul ecran, da, care unor poate să fie destul de mare, iar Samuel Jackson, care la rândul său a jucat în Marele Gatsby, și să nu uităm, acolo juca cu Robert Redford, care Robert Redford a jucat de-a lungul timpului cu Jane Fonda în Desculț în parc, dar și Suflet în noapte, recentul, așa, tot pentru vârsta 3-a plus, nu? Cred că există și așa ceva. Ei bine, cele două află secretul celorlalți. Păi n-am vorbit de secretul lui Bacchus. În general, filmele cu secret erau mai ales pe la comuniști, pentru că mai avem și Secretul Armei Secrete și, de ce nu, și Secretul Cifrului, pentru că erau mai secretoman, da? Uite că se întâmplă și dincolo de ocean. Prin urmare, află că, de fapt, căsnicia lor parțial cam scârția. O să descoperiți singuri de ce, după o mărturisire care seamănă puțin cu una dintr-un film în care juca Christopher Plummer, cel pe care nu-l mai iubim atât de mult după ce a acceptat rolul lui Getty, înlocuindu-l pe Kevin Spacey. Dar întorcându-ne la cele două nefericite cum sunt, pe o casă superbă, pe plajă, cel mai bun prieten în asemenea momente ar fi alcoolul, țigările, ceva drogulețe, bocete serioase, incantații. Da, avea dreptate mama când spunea niciodată să nu bei la supărare că ai încurcat-o. Prezența lui Ryan Gosling, vă las să o descoperiți, este absolut adorabilă. Lily Tomlin are ceva din Shirley MacLaine. Poate că au încercat inițial și nu le-a mers. Oricum, trebuie să aveți peste 16 ani ca să puteți urmări acest serial. Dar acasă, cine mai întreabă? Mai nimeni. Dar cred că va fi un weekend adorabil și pentru că, la un moment dat, în afară de o vodka martini, chiar dacă Frankie spune lui Grace, ai grijă, vodka se face din cartofi, și ea, bineînțeles, ea n-a regim, nu mânca pâine, nu mânca sos, nu nimic, știm cum arată, bineînțeles, minunata Jane Fonda, cea care i-a înmânat pandorul lui Cristian Mungiu, vedeți, între toate există o legătură pe lumea asta. Ei bine, la un moment dat, beau ele și o tequila. Și atunci mi-am zis, cea mai bună rețetă de săptămâna asta e una proprie. Îi zice cafe frappe Irina Nespresina. Cum se face? Foarte simplu. O cafea
tare, Nespresso, firește, sunt convinsă că trebuie să existe și la voi în Noua Zeelandă, dacă se poate, Kazar sau Arpeggio, așa ca să ne amintim puțin de pisicile aristocrate, nu? Cam două cafele scurte se amestecă bine cu un paharel ca de licăr de o, dacă se poate, o tequila de cafea, patron îi spune, tot cu un pic de violet ca să fie din nou racord pe Arpeggio, știți, totul după aceea o să vi se pară viață regală. În tot povestea asta puneți și cel puțin o bulă de înghețată de cafea, multe cuburi de gheață, în paharul în care faceți toată pregătirea și care trebuie să aibă neapărat și un pai, ca să nu uităm de cafe frappe avec de pai, o melodie a lui Aznavour, precis o să o găsească Cristi George al vostru și să ilustreze cu ea, iar paharul propriu-zis se udă puțin la gură cu apă înainte să puneți toată combinația de care v-am spus și se dă prin zahăr tos ca să fie așa mai estetic, să aibă o adevărată încoronare. Prin urmare, un zâmbet frumos și vesel cu siguranță. Pe curând!